SLF, sediul care are copaci în față cu crengile tăiate. Mai mari acestui partid, rând pe rând, vin să ne spună despre scandalul, războiul total între DNA și politicieni. După cum bine știți, doamnelor și domnilor, aseară au apărut într-o acțiune, până la urmă, gândită, pentru că nimic nu este întâmplător, niște acuzații, niște discuții, niște interceptări pe care fostul deputat PSD Vlad Cosma, măcarat și el în niște dosare alături de întreaga sa familie, le-a avut cu o gașcă de procurori de la DNA Ploiești, printre care și celebrul Portocală. Ei bine, în acele discuții s-a văzut foarte clar cum au încercat acei procurori să facă presiuni pentru denunțul etc. etc. Dincolo de asta, doamnelor și domnilor, culmea josniciei mi s-a părut și reacția DNA-ului. Dacă unul umblă cu înregistrări ca să-și apere până la urmă și el bruma de avere sau de viață, nu înțeleg de ce o instituție a statului face acest lucru. Mai de dimineață, acum, am văzut împreună care e regula la partid. Da? Întâi vorbește Dragnea și premierul stă cu minte și absorbe cuvintele, iar mai apoi zice și premierul Viorica Vasilica Dăncilă cam ceea ce a spus și Liviu Dragnea. Dincolo de asta, domnia sa s-a întâlnit cu Hans Klemm, ambasadorul Statelor Unite, într-o discuție fructuoasă. Da. Bun, mă rog. Alături de mine în studio, doi comentatori politici, nu numai, George Manciu, bună ziua, bine ați venit, Sebastian Burduja, bună ziua, bine ați venit. Dar în ce a început totul, doamnelor și domnilor, fostul deputat Vlad Cosma a făcut niște dezvoluiri, niște interceptări, o gașcă de procurori, o Portocală și cu vreo doi polițiști au vorbit despre faptul că trebuie să-i facă pe unii să ajungă până la premier. Hai să vă reîmprospătez memoria, urmărind așa cumva o sinteză din această discuție. Dragoș, din punct de vedere tehnic, te întreb ipotetic, da? Eu am un număr de telefon, vreau să știu dacă este activ și dacă persoana care deține numărul ăsta de telefon este în țară. Ok, pe provizoriu sau pe nu? Ok, bine, mersi mult. Da, trebuie să-l marcăm. Da, am înțeles. Ok, bine. Gata, bine, te pupă, tate. Da, bine, te pup, papa. Nu, de ce? Nu, tătuțul, nu. Nu, las că facem în altă, da? Am întrebat că vreau să știu care e procedurul ca să nu greșesc, da? Ha. Bine, Dragoș, hai. Te pup, să treci, papa. Aceasta este înregistrarea făcută publică de fostul deputat Vlad Cosma, care aduce în atenție un personaj misterios, Dragoș. Jurnaliștii de la Flux 24 au rezolvat însă misterul. Dragoș, bunul prieten al procurorului Mircea Negulescu, este nimeni altul decât colonelul Dragoș Nițu, șeful sectorului de interceptări din cadrul SRI Prahova, adică omul care avea orice date despre oricine. Iar aceste date ajungeau la procurorul Portocală ilegal, spun cei de la Flux 24, pentru simplu motiv că Dragoș Nițu îi le dădea lui Negulescu, fără să aibă aprobarea șefului SRI Prahova de la acea vreme, Sabin Iancu sau a directorului Serviciului de Informații. Dragoș Nițu este acum retras din activitate. Colonelul este soțul medicului Carmen Iolanda Nițu, dermatolog în cadrul Policlinicii Ministerului de Interne Ploiești, unde șef birou investiții este Oana Neculăiță, adică soția lui Dragoș Neculăiță, șeful sectorului A din cadrul SRI Prahova, un alt om al lui Portocală. Oana Neculăiță este ofițer MAI, absolventă a Academiei de Poliție. Bun. Până la urmă, Vlad Cosma, fostul deputat PSD, a dezvăluit mult mai multe lucruri. Concluzia este următoarea și, mă rog, e o întreagă stufoșenie, așa. Concluzia este următoarea că ăsta Portocală, împreună cu Onea, cu ajutorul ofițerilor lui Pește Prăjit de pe acolo, fabricau probe ca să, ce? Să aibă parte de avansări și să dea bine în fața șefei DNA, Laura Codruța Chioveși. Culmea că fabricau probe conform celor spuse de Laura Codruța Chioveși și la cheile grădiștei. Adică, domnule, trebuie să ajungem
la miniștri, trebuie să ajungem la oameni grei, trebuie să ajungem la premier. Și Cosma vorbește despre faptul că a fost băgat într-un dosar care se numește Hidro și că acolo, în acest dosar, ar fi trebuit să, și este de fapt, băgat și Victor Ponta, dar și Sebastian Ghiță. Și la o masă, la un șpriț de vin, băieții ăștia s-au înregistrat unii pe alții. Bun. Am văzut lucrurile astea, domnilor. Nu le comentăm imediat. Bun. Deci ăsta a ieșit cu înregistrările. Vlad Cosma. Bun. Hai să mergem și să-l arătăm și invitaților mei și celor de acasă stupefiantul, halucinantul răspuns al DNA. Dacă ăsta, eu aș putea să-l înțeleg pe Cosma, dar bă, am ieșit cu înregistrările, am ultimul termen, am încurcat, ori plătesc, ori nu plătesc și nu știu ce. Uite cum, ce iese cu DNA-ul. DNA-ul iese cu un comunicat de presă, culmea, tot cu interceptări. Adică interceptări, o discuție din anturajul lui Mircea Cosma și un ofițer de poliție, atenție, și zic ăștia tot felul de chestii, că este o regie făcută, o să transmită la două posturi în direct, la România TV și la Antena 3. Antena 3 o să fie în direct cu totul, absolut, credeți-mă, s-au făcut niște, tot niște înregistrări trunchiate pe principiul pixelul albastru. Dar, atenție, ce vedem noi din toată povestea asta? Războiul este total, înregistrările sunt publice și o să tot vorbim despre ele. Ideea este în felul următor, că băiatul ăsta, Vlad Cosma, de disperat sau nu știu ce vrea, a făcut în așa fel încât la două televiziuni din România, în același timp, stranie coincidență, să apară dezvăluirile sale în care Negulescu cu Oanea, cu ofițerii de poliție și așa mai departe, ar fi fabricat dosare. DNA-ul condus de Laura Codruța Chioveși iese și el la rupere, sau ea, nu știu, în direcția, hai. Da? Iese și ea la rupere. Bă, stai că avem și noi de acum 3 zile niște interceptări, da? Prin care ăștia aranjau să spună la televiziuni, dar nu spun nimic despre faptul că ce? Că ăia făceau și desfăceau dosare și fabricau probe. Atenție! Și un singur amănunt, că vreau să-l bag și pe domnul Lazar. Știți cine e domnul Lazar? Procurorul General al României. Bă, l-au îngrăbat din ziariști azi dimineață pe domnul Lazar. Băi, domnul Lazar, domnule procuror general, băi, funcționarul ăsta mare, ce părere ai de toată războiul ăsta tot atât? Mergeți la birou de presă. Deci omul n-a fost în stare să aibă o părere. Bun, vă rog, George Manciu. Acum ne așteptăm să aibă păreri oamenii ăștia, când am văzut mai devreme pe premierul României cum aștepta umil să termine să pușarul șef al Parlamentului, zic așa, Dragnea, discursul, ca să poată să aibă o părere. Evident că suntem conduși de o mână de oameni total nepregătiți. Apare Dragnea, care vorba aceea, conduce Parlamentul, Guvernul și ne spune că există un stat paralel. Păi tu ești de un an jumate la guvernare, poți să schimbi toate legile posibile și imposibile de pe o zi pe alta. Și ne spui nouă că există un stat paralel și că nu poți să-l controlezi, înseamnă că nu ești capabil. Fie nu ești capabil, fie nemiți, ești mână în mână, faci parte din statul paralel. Acum, războiul dintre DNA și ceilalți băieți, Cosma, cum îi cheamă, de la Ploiești, evident că or fi și ei vinovați. Dar tu, ca instituție publică, dacă spui că au venit și te-au șantajat oarecum săptămâna trecută ca să îi salvezi, nu ține, pentru orice jurist. Sunt în ultimă instanță acum, sunt pe fond. În ce sens să-i șantajeze? Dacă într-adevăr venea cineva acum câteva zile la DNA și le spunea, vezi că o să dea pe post nu știu ce, apăre cumva, trebuia să iasă atunci public, nu să vină acum după ce au ieșit pe post. Să iasă public, uite, domnule, ne șantajează. Dar și culmea a ieșit cu interceptări, DNA-ul, deci ăla, acum Cosma a făcut o golănie. Le-a ținut la oboroc interceptările astea, le-a ținut că să le folosească el când îi trebuie, dar într-un fel e scuzabil că ăsta vrea să-și apere și nevoile și neamul și așa mai departe. Băi, dar DNA-ul lucrează la fel, o instituție a statului, țuști cu interceptările? Cosma juridic fiind inculpat, are chiar și dreptul la minciună, pentru că este inculpat. Dar DNA-ul, fiind o instituție emblema statului de luptă împotriva corupției, vin cu tot felul de strategii din astea de fix de infractori. Te apuci tu, te aduci o rezare, vii tu cu altă registrare. Cătălin Tolontan e alături de noi. Bună ziua, Cătălin. Bună ziua. Cătălin, care este miza în războiul ăsta total? Acum s-a băgat și Dragnea, poate ești la curent. S-a băgat și Dragnea în războiul ăsta total, dar cumva ca și comentator. Care este miza și cum vezi tu dezvăluirile pe care le-a făcut Cosma, dar și reacția stupefiantă a DNA-ului, că a ieșit ea cu niște interceptări? Ia DNA-ul. Domnul Liviu Dragnea să vorbească când își poate motiva și explica averea. Atunci poate vorbi un om politic. Până atunci, chiar dacă este nevinovat în dosarul Teldrum, nu-și poate explica averea. Și standardul de integritate nu se aplică doar în procese.
Doi, revenind la cazul concret. Eu înțeleg așa, din comunicatul DNA, citindu-l cu foarte mare atenție, chiar de la sursă, din, de pe site-ul DNA. Ei susțin că mesageră inculpatului Vlad Cosma i-au șantajat pe procurori, că vor fi difuzate înregistrări, sincronizate pe mai multe posturi TV. DNA nu spune că nu e vocea procurorilor de la Ploiești în înregistrările pe care le-a prezentat la Antena 3 Vlad Cosma, ci vorbește despre, citez, colaje ale unor înregistrări pe care inculpatul le-a făcut personal. Și am încheiat citatul. Faptul că le-a făcut personal nu e nicio problemă. Foarte bine că le-a făcut personal dacă el considera că se încalcă legea, că procurorii încalcă legea. Acum, faptul că astea sunt colate, evident că ele au fost tăiate și n-a fost dat tot ieri locul. Dacă au fost colate cu sensul de a, în scopul de a schimba sensul celor spuse, ne vom da seama foarte ușor. Pentru că mesajul meu este către toată lumea acum în sensul către public, da? Ce înțelegem? Înțelegem că suntem obligați să sperăm în continuare. Că nu trebuie să decepționăm acum, pentru că sunt niște stenograme versus stenograme și se acuză reciproc procurorii și inculpații că au fost șantajați. Pentru că ceea ce spune Vlad Cosma este următorul lucru. Ei au cerut să produc niște probe, niște tabele false, despre care se pretind că au venit din Republica Moldova, dar de fapt le-au venit de la calculatorul meu de la Ploiești, din Republica de la Ploiești. Acele tabele sunt în dosar. Alea nu mai sunt înregistrări colate, necolate. Ele sunt în dosar. Și ele vor da măsura a ceea ce s-a discutat acolo la Ploiești, într-adevăr. Pentru că dacă tabelele sunt cele din calculatorul lui Vlad Cosma, înseamnă că sensul discuției dintre procuror și Vlad Cosma este real, indiferent de colaj, montaj și așa mai departe. Discuția este DNA susține că practic totul a fost făcut ca să îi discrediteze pe procuror și pe ofițerii de poliție. Da, evident. Dar întrebarea publică este, aveau cu ce să îi discrediteze? Adică ei chiar l-au pus pe Vlad Cosma să întocmească probe false? Asta e întrebarea esențială. Sigur că unii inculpați, da, în alte dosare, vor să-i distrugă pe procurori. Și mai e o întrebare de pus aici. Dacă procurorii au avut reprezentarea și, într-adevăr, din stenogramele DNA, pe care nu le găsesc penibile, le găsesc clare. În sensul în care mie mi se pare clar că mesagerii lui Cosma nu sunt numiți oamenii, au vrut să-i șantajeze pe procurori. De ce nu-i ridici în momentul? Cătălin, eu zic penibilă reacția, nu stenogramele în sine, ci reacția DNA-ului. E penibilă, din punctul meu de vedere. Până la atribute, să încercăm să analizăm faptele, așa cum le vedem cu ochii de jurnalist și de cetățean. De ce nu-i ridici pe oamenii care te șantajează? Pentru că e o faptă foarte gravă, e un pericol public, cineva în stare să amenințe un procuror. Adică unul din pericolele majore. Că nu te amenință procurorul X, nu. Ameninți, practic, misiunea lui de a acuza în numele interesului public. Adică mă amenințe pe mine, pe dumneavoastră, pe cei care se uită acum la B1 TV, când cineva le amenințe pe un procuror. De ce nu îl ridici? Pentru că prima înregistrare e datată și este făcută pe 29 ianuarie, deci cu mai mult de două săptămâni în urmă. A doua e pe 9 februarie, noi astăzi suntem în 12 februarie. Bun, și mai e ceva de spus în toată povestea asta. Scandalul ăsta de la DNA Ploiești nu-i face pe corupți, mai puțin corupți. Este evident pentru toată lumea și există foarte multe procese încheiate cu hotărâri definitive că țara asta a fost jefuită de resurse, chiar când avea mai mare nevoie de resursele astea. Da? Iar eu personal nu îmi schimb nimic din ceea ce am scris și despre Dan Voiculescu când a fost cazul și am spus că nu e un proces politic după părerea mea, în ciuda ceea ce spunea trusturi la care lucrez, și despre Elena Udrea în cazul Galabute. Și tocmai de aia, eu totuși aștept de la DNA și de la Laura Chioveși răspunsurile clare și cercetarea clară a acestui caz. Adică nu, ok, îi cercetează pe emisarii lui Vlad Cosma pentru șantaj. Foarte bine. Dar trebuie cercetat și acei procurori ca să vedem exact ce înseamnă discuții colate. Chiar n-au vorbit cu Vlad Cosma, chiar nu l-au pus pe Vlad Cosma să facă ceea ce a făcut. Pentru că, încă o dată, proba fizică există în dosar. O pot vedea procurorii care se ancheteze pe procurori. Pentru că procurorii n-au voie să facă mizerii pentru a-i prinde pe mizerabil. Dintr-un motiv foarte simplu și practic, dincolo de fapt evident că încalcă legea, din motivul că dacă fac mizerii, ei scapă premeditat sau involuntar pe mizerabil. Bun, și reacția doamnei Chioveși, ție ți se pare una corectă cu, acest comunicat, prin acest comunicat cu aceste interceptări? Pentru că, sincer să fiu, eu am spus așa la începutul emisiunii, aproape că nu înțeleg pe Cosma. Ăsta vrea să utilizeze tot armamentul să-și apere nevoile și neamul. Eram ironic aici. Dar DNA-ul face la fel? Mie mi se... Deci,
faptul că au dat stenogramele foarte bine, pentru că ea arată astfel că într-adevăr au fost șantajați, deci nu le-au furnizat înainte, dacă știa că se pregătește o mare regie a televiziunilor. Asta bun, e întrebarea. Dincolo de... Nu, eu cred că întrebarea esențială este următoarea. De ce Laura Chioveși n-a spus foarte clar? Nu e adevărat nimic din ceea ce a spus. Niciodată n-am vorbit cu procurorul Negulescu sau cu șeful lui sau cu altcineva despre măsurile unor probe. Avem niște standarde în instituția asta, pentru că ele există într-adevăr, că altfel DNA-ul n-ar fi putut să strângă atâtea condamnări, 90% sunt condamnări și 50% sunt condamnări cu închisoare. Că nu, eu nu cred în teoria asta a statului paralel, în sensul că toți judecătorii sunt cumpărați, în alta curte este joacă cum dictează DNA-ul sau se... Nu, 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 haideți să fim serioși, până mai spre oameni. Poate că da, unii au fost într-adevăr constrânși, poate că unii nu sunt liberi. Oricum procurorul Negulescu nu mai e procuror în momentul ăsta. Deci când discutăm cazul ăsta ne pornim de la o realitate. Unii e inculpat, așa este. La Cosma este inculpat, gata să intre în închisoare. Dar nici procurorul Negulescu nu este un procuror curat. Nu e, pentru că el a fost exclus din magistratură de către CSM. Adică DNA să spune și asta când spune este un meci între un inculpat și niște procurori. Nu. Este un meci între un inculpat și cel puțin un procuror care a fost exclus din... Între procurori a fost exclus de către CSM din magistratură. Cred că cel mai rău lucru pe care îl putem face acum este să generalizăm. Că de astea Liviu Dragnea greșește. Greșește intenționat, probabil. Nu știu. Probabil. Când spune, da, asta atestă statul paralel. Nu, asta atestă că acolo este o problemă, într-adevăr, gravă, care trebuie clarificată. Crezi că va ieși că Laura Codruța Chioveri ia în persoană la televiziune, într-o conferință de presă, nu știu, să rupă pisica, cum se spune, în popor? Eu ca jurnalist cred că o conferință de presă ar fi sănătoasă. Așa e normal. Să te întrebe toți. Și cei care au încredere în tine și cei care nu au încredere în tine și cei care au distanță critică, așa ar trebui să răspundă și în fața... De ce să nu răspundă și în fața Antena 3? Nu simpatizez deloc postul Antena 3, face propagandă cu părerea mea. Dar în cazul ăsta a difuzat legitim niște legituri. A, că s-au pregătit ca un interes? Da, ok. Probabil că așa este, așa asta reiese în stenograme, se știa dinainte că le vor difuza. Dar întrebarea mea este următoarea. Sunt de interes public acele stenograme? Trebuie să răspundă și șefa DNA în numele prestigiului instituției sale, nu în nume propriu. Tocmai ca să protejeze ideea de muncă cinstită acolo, că a fost o muncă enormă la DNA, nu numai pe timpul ei, și înainte, pe timpul lui Daniel Morar. Da, eu cred că da. Eu cred că orice cetățean român are dreptul la adevăr. Absolut. Mulțumesc, Cătălin Tolontal, să ai o zi bună, Sebastian Burduja. Vezi, e atât de complicată și de stufoasă relația asta și războiul ăsta total între DNA, statul paralel și nu știu ce, încât pur și simplu nimeni nu-și asumă o acțiune până la urmă, o acțiune, cum să spun eu. Dom'le, hai să lămurim o dată problema asta. La ora Codruța Chioveși trebuia să fie acum în conferință de presă, să spună, dom'le, sunt provocări, ați colantat, ați făcut, ați băgat zi vorbe, le-ați tăiat, nu-i nimic, aici nu am nicio legătură cu dosarele falsificate. Taci și răspunde cu ce. Uite-mă că am și niște interceptări cum ăștia organizau ei un asalt asupra DNA-ului. Dar nu spune la ora Codruța Chioveși cu subiect și predicat că ce a zis Cosma este o minciună. Din păcate, cred că acest subiect trebuie să dispară cât mai curând de pe agenda publică și vă spun și de ce. România și România au probleme mult mai grave decât această telenovelă cu Portocală și cu Negulescu și cu alții. M-am uitat foarte atent la mimica domnului Dragnea din dimineața asta. Dincolo de acel cadru genial în care doamna prim-ministru a României așteaptă la baza scărilor uitându-se spre Zeus care își termine interviul. Domnul Dragnea era un om foarte fericit în dimineața asta, domnule Botin. Pentru că în țara asta nu se mai discută despre salarii mai mici, nu se mai discută despre mizeria din spitale, nu se mai discută despre investiții zero, da? Se discută despre DNA, semne de întrebare, procurori care fac abuz, lucruri foarte grave. Bine, eu n-am mai vrut să mai spun că iar e coincidență în țara asta când se întâmplă lucruri pe la spate, prin față apare câte o trăznaie, un balon de ăsta de presă, dar toată lumea zice că s-i-o dus cu capul și că văd eu coincidență peste tot. Eu joc tăiați-mă al oglinzilor ca să bulverseze opinia publică. Doamna Chioveși a trebuit să iasă în față și să spună clar ce știm, ce nu știm, să răspundă la aceste întrebări, astfel încât opinia publică să se concentreze. De final, înainte de publicitate, întrebare până la urmă. Păi, dar ce fac hashtag-ii ăștia cu justiția? Că dacă se uită acum, nu mai știu pe unde o mai cotesc. Asta și vrea PSD-ul, domnule.
face, domnule, face justiția și anume dosare, dosare fabricate sau nu face? Din păcate nu au un lider care să iasă să aibă o părere unitară, să poată să concreze undeva. Fiecare sunt agitați și uitați-vă la televizor. Păi uite, domnul președinte, chiar suntem la televizor, nu? Ca să asigure independența justiției. Iese cineva? Nu, păi toată nu lumea tace mâlc pentru Lazar, zice, ne trimite la birou de presă, inspecția judiciară se autosesizează, CSM-ul se autosesizează. Eu m-am săturat de autosesizări de genul ăsta. Nu, domnule, să iasă Chioveși și să spună, boss, nu, eu nu știam, ăia de încolo, o să anchetăm nu știu ce. Dar ieșind cu comunicatul ăsta, eu cred că Laura Codrița Chioveși s-a grăbit în momentul de față. Pe bune, ăla e disperat, Cosma e disperat. S-a putea să înfunde pușcăria rău de tot. Termenul acum, până da, 11. Da, e disperat. Și ăla a zis, bă, am niște registrări, le dau. Cum au făcut ei regie? Cu antene, cu ghiță, că s-a dus Voiculescu la Belgrad, știți povestea? Să aranjeze niște chestii, că ăștia s-au înțeles. Da, da. Treaba lor. Băi, treaba lor, dar tu ești instituția statului, dar frate, tu vii cu legea. Statului, și dacă ai interceptările, de ce n-ai ieșit cu ele la altă ieri, frățioare? De ce ai așteptat să iasă ăștia la televizor și să vii tu cu povestea asta? Ați auzit că a contestat DNA-ul acele înregistrări că n-ar fi pe bune? Dar nu se mai știe. Nu le-a contestat. Nu, dar de ce n-ai acționat, domnule Botin? Când cineva șantajează un procuror în România, cătușele, în hață, domnule, în ce țară trăim? Trăim într-o țară în care există șantajele astea de 10 ani și o să există în continuare. Păi, cred că nu ne-am lămurit în ce țară trăim. Nu, cred că ar trebui să lămurim în ce țară trăim. Dar lămurim după publicitate în ce țară trăim. Aberația zilei și controversa zilei vine, doamnelor și domnilor, din declarațiile pe care le fac politicienii. Căci ei, câteodată, știți cum e, când deschid pliscul, scot și anume vulturul aurit. Ce spunea în 2016 mărimile PSD și ce spune acum? Este viral, pur și simplu. Rămâneți cu noi ca să nu pierdeți esențialul, să vedeți ce problemă psihică a unii, mare, mare de tot. Publicitate, revenim. Bun, am încercat să aflu de la psihologi ce se întâmplă în momentul în care ești vehement pe o anumită idee și la un moment dat uiți acea vehemență și dai exact în opoziție ideea tot în spațiul public. Oameni buni, în acest weekend a circulat pe rețelele de socializare o chestie mega virală cu protagoniștii următori. Dobre, care este și mega purtătorul de cuvânt al PSD, veșnicul și ubicul Codrin Ștefănescu, Grațiela Gavrilescu, a mai vorbit domnul Florin Iordache și onor domnia sa Dragnea. Despre ce făcură ei vorbire? Păi guvernul Cioloș ăla, tehnocratul de tristă amintire, ar fi vrut și el să umble pe la fiscalitate, să treacă contribuțiile care va să zică de la angajator la angajat. Ce declarau în 2016 mărimile PSD? Să vedem cu toții și să ne delectăm, să și zâmbim, că e luni doar. Ce Dumnezeu! Este o bazaconie. Din toate punctele de vedere, frizează absurdul. Anihilare, într-un cuvânt. Aici vorbim clar de trădare de țară. Afectează siguranța națională. La legislație fiscală este imposibil să se întâmple așa ceva. Vrea să facă rău românilor. A produs tulburare foarte mare în tot mediul economic și nu numai. E mult mai gravă decât pare. Este atât de extremă dreaptă această prostie de proiect, nu pot să-i spun altfel, nu vreau să jignesc pe nimeni, încât este aproape fascist și vă spun cu toată responsabilitatea. Bazaconie, anihilare, fascism, trădare, atentat la siguranța națională. Acestea erau cuvintele folosite de membrii PSD acum nici 2 ani de zile, când Gabriel Biriș propunea trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Atât de atacat a fost Biriș atunci încât a fost forțat să demisioneze din funcția de secretar de stat în Ministerul de Finanțe pe care o deținea la acea vreme. Să muți întreaga sarcină pe angajat. Dar e aceeași astăzi, până la urmă, nu? Nu este aceeași astăzi? Nu este aceeași. Plus că va crește sunt foarte mult evaziunea fiscală. 6%, va crește domnule, foarte nu? mult evaziunea fiscală, pentru că altfel poți, de exemplu, să coordonezi un angajator care trebuie să verse la bugetul de stat 10, 20, 30, 50, 100 de salarii și una este să te îndrepti împotriva angajaților. Deci lucrurile sunt absolut halucinante din toate punctele de vedere. Așa ceva nu poate fi acceptat. Putem să-i asigurăm pe român că orice măsură antinațional, orice creștere de taxe, orice tăiere de venituri va fi reparată și stopată de noi imediat după ce vom veni la guvernare. Acum, exact aceiași oameni laudă din răsputeri măsura și încearcă să ne convingă că este cea mai bună. Da, domnilor, am băgat noi pixelul albastru acum, a? Sau cum?
copii. Nu, este stupefia, halucinant, domnule. Deci, dobre, cel... Băi, fasciștilor, cum îndrăzniți să faceți chestia asta? Trădare. Doamne, vă jur, când ajungem noi la guvernare, pai, să nu... Ia uite. Păi, e noaptea minții, în primul rând. Doi, este exemplu perfect al ipocriziei maxime din țara asta, la nivelul politicienilor. Trei, e un exemplu de habarnism complet. Ai oamenii ăștia, după o zi pe alta, se întorc, susțin ceva, după aia nu mai susțin trădare și cuvinte vorba... foarte grele aruncate, fascism, la, trădare, la voi, cuție. La dânsi este vorba și de instinctul de turmă, pentru că le vine de la centru o direcție. Deci, avem proiectul ăsta de lege de ordonanță, spunem că nu e bine. Ei, atunci toți nu au argumente. Ce trebuie să spunem? Nu e bine. Nu e trădare, e nebunie. Ei habar n-au despre ce vorba. Nu se uită în ordonanță. Ați auzit pe Corvin Ștefănescu? Bă, fasciștii! Deci ce vor să facă fasciștii și nu știu ce? Știți care a fost cea mai sănătoasă ordonanță posibilă cu revoluție fiscală? Într-adevăr, să treacă contribuțiile în sarcina angajaților, dar să nu mai fie reținute la angajatori. Adică să fie la fiecare persoană fizică, pentru că atunci ar fi putut să facă o grevă fiscală sănătoasă, să iasă românii. Totuși, nu mai plătim taxele, că prea ne furați voi ca nebunii, prea ne luați de proști. Nu mai plătim de mâine. Sunt mulți, din păcate, cei cu societăți, nu se riscă. Dacă ar fi fost persoanele fizice să treacă chiar la ei, să aibă ei de plătit taxele lor, vă asigur că ar fi avut o grevă fiscală și atunci poate s-ar fi trezit oamenii. Dar ei de frică, noi cum să-și plătească? Nu să mai ne mai dă banii. Noi ce mai muncim? Ce mai furăm? Da, vă întreb, haideți să-i luăm la rând pe fiecare dintre cei. Dar ce răspunde vreunul la telefonul închis? Că noi te sunăm la ei acum să-l întreb pe unul dintre protagoniști ăștia. Bă, dar ce-ai zis, bre, în 2016? Bă, au telefoanele închise și... Păi nu, că unii sunt acum la PSD, la CEX, că i-a adunat Dragnea ca să-i strângă, știi? Iar alții se dau loviți și știu foarte bine, pentru că urmăresc ceea ce discutăm noi și ceea ce s-a rostogurit în weekend. Dar toată lumea în weekend a fost cumva ocupată cu povestea cu Portocală, cu ăștia, cu Laura, cu Codruța, cu Chioveși. Dar faptul că ăștia au fugă de idei, dă încolo de treabă, adică în 2016, acum ceva timp, țipai ca din gură de șarpe, bă, e genocid și același lucru îl faci tu acum, bă, cum să spun, la regula de trei simple, adică și tu faci genocid și ai recunoscut până la urmă. Da, am văzut că la guvernare au rămas mare parte fie habarniști, fie oameni mai mult decât umili, fără coloană vertebrală, care ce li se dictează, aia fac. Dacă se spune, vezi că legea asta e bună, da, e perfectă, vezi că asta nu e bună, gata, nu e bună. De ce? Nu contează. Că așa am spus eu. Așa merge pe varianta asta. Primesc unda, aici te sălatri, aici te să taci. Dacă aia ne amintim fac. Bine, la vremea respectivă, Gabi Biriș, nici măcar nu era o propunere oficială. Era un proiect posibil. Păi și mă, la o adunare de asta. Era secretar de stat la finanțe, el venind din mediul privat și s-a gândit, bă, uite cum să facem să nu știu ce. Da? Băi, l-au făcut ăștia muci, fascistul, nenorocitul și nu știu ce, declarativ. Dar ai văzut cum ieșeau toți, concertat, până și Varuja, Văzganian, care era de pe la ALDE, Grațiela Gavrilescu de pe la ALDE, băi, până și Ponta a zis chestia asta. Adică toată lumea avea cumva un line motiv. Uite, bă, ce vor să facă ăștia. Da, să menționăm un lucru. Eu nu sunt de acord cu ce au făcut, absolut. Dar pe mine m-a frapat exact chestia asta. Băi, era zis că ăla-i prost, acum faceți voi ce a zis ăla, pe care de consecință și voi sunteți proști, că nu poți așa. Hai să spunem un lucru, Gabriel Biriș este recunoscut în mediul juridic și în mediul de taxe ca fiind unul dintre cei mai buni profesioniști. Corect. Lucrează în privat, are una dintre cei mai mari firme de avocatură, pe taxe omul este în top 5 sau top 10 case de avocatură. Este un om profesionist, una e să vorbești cu unii de meserie, alta e să vină câțiva băieți din ăștia care... au lucrat doar la stat toată viața, au avut doar contracte cu statul, e mai greu să dezlușească. Și Gabi Biriș George explică clar, dacă citește ceva, ce a vrut să facă atunci. Și n-are nicio legătură cu ce au făcut ăștia. Ăștia au vrut să crească artificial brutul ca să se laude cât de mult a crescut PSR-ul salariile. Dar mie mi-a plăcut exprimarea domnului Dragnea. Ce, domnule, ce s-a tulburat mediul economic, s-a tulburat. Este îngrijorat. În ultimul an nu s-a tulburat, adică e de-a dreptul potop. Nu știu cum să o descriu altfel. Dacă ei, atunci, printr-un posibil proiect care nici nu a fost pus pe masă și a dat demisia Gabi Biriș, și acum ei au trecut ordonanță de urgență și au bulversat toată economia și oamenii au mai puțin bani la finalul lunii, asta nu-i tulburare? Nu, doar Biriș cum o descrie, era domnul Dragnea? Și făcea genocid. Ei nu. Nu, dar știi de ce aș fi vrut și am ținut foarte mult astăzi să vă arăt toate aceste declarații? Tocmai pentru faptul că... Bă, nația română, în general, merge la fentă. Da? Deci este unul de ăsta public și folosi niște cuvinte de astea grele.
ele, genocid, fascism, omorârea mediului economic, așa, bă, ăștia pun botul la fentă toți românii și, mă, uite câtă dreptate au și cât țin ăștia cu noi. De fapt, ca să le fie lor bine și să scoată cămașa din încurcătură, ăștia fac exact același lucru. Ei se bazează foarte mult pe memoria colectivă, care nu durează mai mult de o lună, două luni de zile, dar din păcate nu avem o poziție sănătoasă care să aducă aminte tot timpul. Doamne, uite cât de penibil este băiatul ăsta care venea acum un an jumate și ne spunea că nu este bună această măsură și acum vine fix cu aceeași măsură, fix cu același gen de măsură, doar că mult mai prost implementată. Una e să treci contribuțiile la angajat, să-i faci un impozit anual general în care să-și poată să-și deducă cheltuielile pe care le are și pe care nu sunt acum deductibile. Cu întreținerea, cu cheltuielile de casă, alta e să treci tu, să faci o harababură, treci contribuțiile de la angajator la angajat, dar le plătești tot angajatorul. Pe care e logica? Doar să faci mai multe hârtii, mai multe conturi, mai multe cheltuieli, contabilitatea. Te doare mintea, deci nu mai înțelegi nimic. Unul zice, bă, da, IT-știi săraci, să nu le luăm la IT-și, că de noștri și nu știu ce. Este tolontan. Ce ați făcut, Bobiță? Păi, dar ăștia de ce? Dar faceți voi că ăștia mai vin cu Curtea Constituțională, să vezi că iese o halima cât casa. Da. Revin la oamenii politici, da, la oamenii politici. Dom'le, deci, este imposibil să nu-ți aduci aminte ce ai declarat tu ca om politic responsabil. Acum, cât e, mă? Un an și un pic. Da, la începutul lui 2018. Nu ne crapă obrazul de rușine? Aici e chestie terminologie, doamne Botin. Ăștia nu sunt oameni politici. Dar ce sunt ăștia? Nici măcar politicieni. Da. Sunt niște politruci, oportuniști. Uitați-vă ce numesc eu un om politic. Un ministru britanic care întârzie un minut la audierea din Parlamentul Britanic și își dă demisia pentru acel minut întârziere. Da, asta e un politic. Lordul Baines, sau cum îl cheamă, da, pe ăla. Asta e un politic. Bă, dar ăla e lord, ăla are sânge albastru, l-a făcut 7 ani acasă educație, a avut de-aia, cum se cheamă, de l-a învățat să vorbească corect limba engleză. Omul ăla a fost la niște facultăți de prestigiu, nu la una făcută la Lidele. Așa, și omul ăla, până la urmă, este responsabil de ceea ce face. L-a și-a dat demisia pentru că a făcut pe niște oameni să aștepte, dar nici când n-ai să... Da, dar legat de oameni cu demnitate, ați văzut mai devreme la interviul domnului Dragnea când era în fața sediului PSD și le spunea tuturor jurnaliștilor: haideți mai repede că mi-este frig. Păi, dar de ce nu-i invizi tu înăuntru pe acei jurnaliști? Dă-le și lor o sală de protocol să stea acolo. Dacă ție ți-e frig, lor nu le este frig, lasă-i acolo 5 ore să aștepte. Dacă implantează jurnaliștii, că ăștia sunt niște răi, mă, niște microfoane și ascultă ceva. Nu, dar nu poți, știi de ce nu? Pentru că nu poți transmite live din sediul PSD, pentru că este un sistem de bruiaj acolo, pentru că Dragnea are încredere, în ghilimele, în colegii săi, pentru că ăștia, dacă e vreo ședință cu telefonul deschis, asculte jurnalistul. Bun, revenim la ideea cu Lordul Ben și cu oamenii politici cu coloană vertebrală. Vă mai întreb ceva, că exemplul este foarte tare. Vă aduceți aminte cazul Adrian Severin? Da? Când era bănuit suspect că ar fi luat șpagă în Parlamentul European, el nu și-a dat demisia. El stătea în fundul Parlamentului European și cu gol în jurul lui. Nici nu mai vreau să comentați, iar ceilalți, că mai erau încă vreo 3 bănuiți, ăia și-au dat demisia instantaneu. Ăsta este politicianul român, oameni buni. Ăsta la care voi plecați la fentă. Florin Badea, imediat cu știrile B1 TV. Mulțumesc invitaților pentru prezență. Ne revedem la ora 16. Toate bune până atunci, dacă puteți.